Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Hai, cred că... Băi, coaie! Mi-am luat ban! Cum? Mi-am luat ban! Nu știi nou update de la CS? Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CSGO Prime Hacking, aici alături de Iliu, că zici și tu ceva, manule. Salut, băieți, nu ne-am mai văzut de mult. Nu ne-am mai văzut de mult, bă băieți, a revenit legenda aici în pită. Bă, fraților, în acest episod o să jucăm aici câteva meciuri de Danger Zone, pentru că vedeți că pe competitiv am legendar Eagle Master, pe Wingman la fel și pe Danger Zone i-a scos rankul. Am 14 win-uri, așa că după win-ul ăsta ar trebui să ne arate rankul. Nu știu, Ilie, dacă tu ai ceva win-uri pe Danger Zone. Dar dați și voi acolo un like, bă băieți, facem măcar 1000 de like-uri la acest episod și hai să-i dăm în pită, bă băieți. Dăm și noi aici un go. Bă, fraților, avem niște probleme cu serverul de Discord. Știu că serverul de Discord din descriere nu mai merge pentru că am văzut că mi-a lăsat foarte, foarte multe comentarii în episoadele trecute. O să remediem problemele și o să vă las, cred că până o să postez videoclipul ăsta o să fie totul rezolvat și o să aveți link de la noul server de Discord în descriere. N-am ce să vă mai zic, bă băieți, dați și voi acolo un like și un subscribe. În curând o să începem să facem din nou live-uri. Știu că tot zic chestia asta, dar chiar vreau, bă băieți, am luat și eu permisul, mă rog, o să povestim mai multe chestii pe acest episod. Hai să dăm go aici, să vedem în cât timp ne găsește meciul și sperăm să primim un rank cât mai măricel. Gata, bă băieți, ne-am găsit și meci, am intrat aici, bă, fiind aici, de spawnează-te acolo sus, în dreapta sus la beta, dai click, dă-ți, nu știu ce perk vrei tu din dreapta, dar neapărat să-ți iei un perk ce ți se pare cel mai util. Bă băieți, dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri. Dacă... mi apare ceva cu o eroare, mă duc fix în asta de eroare. Da, e de la Exitium, să mor tu. Ba, și eu, bă, tot acolo, bă. Bă, Exitium, rezolvați-vă problema asta cu erorile, că e de căcarău de tot. Bă, fraților, chiar sunt curios ce rank o să primesc. Sper să primesc un rank cât de cât decent, adică ultima dată știu că aveam, cred că al doilea, cel mai bun rank, adică mai aveam încă un rank cap și luam... ăla, nici nu mai știu cum îi zice, The Howling Alpha sau ceva. Ba nu, mai aveam vreo două rankuri sau trei. Ăsta ești tu și-a urmat 4K? Da, vezi, ai grijă, ai wallhack-ul, vezi pe toți prin perete. Da. Câți bani ai chiar? 1400. Bă, nu știu, îmi comand o armă. Da, mamă, puteți să ne cumpărăm doar pe Business sau CZ, coaie. Băi, coaie, hai pe mijlocul hărții să mai dăm loot. Băi, n-am mai jucat Danger Zone. Înainte eram disperat de Danger Zone, deci efectiv... Mi-am aruncat coaie din greșeală. Ce aruncat? Hammerul, nu știu cum îi zice, ciocanul. De el n-ai mai de ciocan, oricum n-ai ce să faci cu el. Da, ideea e că eu înainte când mă jucam ca disperatul, deci în primele două minute din meci deja eram full lootat cu AK, cu toate prostiile. Acum parcă nu prea mai merge treaba așa, băieți, nu mai este obișnuit cu loot, trebuie să găsim loot. Ideea e că oricum dacă nu găsim loot am belit-o și o să trebuiască să ne coma... Băi, coaie, tu ai pistol, de ce zici că n-ai pistol? Păi ți-am zis că am doar un pistol. A? Te-am zis că am doar un pistol. Te-am întrebat dacă ai armă și ai zis că n-ai, coaie. Am zis că ba da, am un pistol. Băi, eu văd un scut aici, filmare. O să mă duc să-l iau, că în caz de ceva de intră, de intervin unele lucruri, să am și eu aici un scut. Băi, nu știu, să-mi dai mie oare, ia dă-mă mie un pic pistolul ăla, coaie. Chiar mă, cuțitele mele noi, dar aparent e buguit, what the fuck? Bă, să-mi bat picioarele în el, mă. Ia uite-l cum sare, bă, fugi, Iliuca, fugi. Băi, ce m-a omorât căcatul ăsta, tu de unde trecu ai pistol, ai găsit altul? Da. Vezi, omoare coaie, dar vezi să-ți meargă aimul. Bă, băieți, nu mai s-o obișnuit, să vedem aici am murit. Bag aici repede. Bă, să-mi bag picioarele, mă, nu mai s-o obișnuit să joc și mă bat ăștia și cu cot, mamă. Mamă, nici nu mă. Bă, dă-o-n pizda, mă, si nici nu m-a respawnat bine și m-a omorât, mă. Bravo, coaie. Sunt bag. 4 HP, băgam iar spune și coaie. Gata, bă, băieți, am intrat și în cel de-al doilea meci. Nu știu câte secvențe o să pun eu din primul meci, dați acolo la base drop și ia-ți alt chat-ul dacă vrei, eu la mi-l iau tot timpul. Bă, băieți, sperăm că meciul o să fie mai cu noroc. Momentan nu mi-a dat rank-ul, deci sunt destul de mândru de mine că nu mi-a dat rank-ul, deoarece cred că dacă îmi dădea rank-ul să-mi bag picioarele că oricum primeam și rank mic. Și o să mă, deci mă oftic rău de tot, că nici nu știu când dracu a trecut o lună de când am mai jucat eu Danger Zone, deși probabil că a trecut. Hai, Liu, că facem ceva meciul ăsta. Bineînțeles. Bă, eu am configul de Danger Zone, dar nu înțeleg de ce mi-a tras. Bă, băieți, nu uitați, dacă vreți să vă cumpărați Exitium și să vă luați configul meu, aveți acolo link în descriere de la Exitium. E super, super șmecher și folosiți codul Raul2K la achiziționare, că aveți reducere, vă dă reducere. Bă, și hai să vă zic o chestie acum și o să o discut alături de Iliuca. Să dezbatem aici un subiect. Am observat, nu o să dau nume neapărat la coduri, dar am observat că la codurile în care am și un cod de reducere care oferă o reducere gen din preța citului, mi-e mult mai folosit referalul decât la codurile care nu au nicio reducere. Efectiv, doar e un link pe care dai click și să vadă gen developerul codului că, na, am adus oameni pe site. Ce părere ai de chestia asta? Se pare corect sau nu? Stai puțin că eu... Asta deja se bate, cred că moare.
A? Te bați cu ăla cu aia. Mamă, cu cuțitul ăla e ca în Craiova, în puii mei. Să-mi bat picioarele cu aia. E da, ca în Craiova. Bă, băi, avem un pic de lag, nu știu ce naiba. Cam i7 am pisit de 60 de milioane, trăibar familia. Nu știu de ce am lag. Acum mă laud și eu cum făcea Irafael în 2015. Am pe calculator de 150 de milioane. Nu știu de ce am lag pe Minecraft, băieți. Chiar nu știu. În pana mea. Așa zicea? Da, cu aia știu un video în pula mea în care a jucat cu shader. Bine, nu juca survival game, nu mai știu ce juca. Și a avut un frame drop de 0,1 milisecunde și s-a enervat și a zis cu: frate, eu am calculator de 150 milioane, de ce îmi face lag? Băi, coaie! Ce, mă? Nu merge aim-ul! Gata, bă, băieți, m-am respawnat. Băi, deci tot nu mai nervi, pui mie, nu merge codul, bă, băieți, și n-am mai intrat în CSD, nu știu cât timp. Uite, iau un Glock. Ce? Iau un Glock. Nu lua niciun Glock, lasă-mă pe mine să le iau, unde ești? Păi, cu aia ești retardat, ți-am zis, iau un Glock. A, dă-mi nu cu amanule, ha, mersi, zice că iau un Glock, dar n-are gloanțe, băi, ești terminat? Păi, ți-am dat doar Glock-ul. Da, mersi cu aia, m-ai ajutat super mult, să știi, zici, păi, ți-am zis că n-am gloanțe, frate. Na, stai că-mi comand eu de aia de gloanțe, stai liniștit, acum trebuie să stăm aici, vino, stai cu mine aici și păzește-mă, că eu ce fac, le dau briceag, ca la Craiova? Dă și mie cuțitul ăla înapoi. Nu. Tu le vezi ce dau de gheață acum în mâinile mele? Nu. Sau, vezi cuțit normal? Da. Băi, cu aia, cred că se pune gen fiecare cu skin-ul pe care îl are. Stai un pic să-mi vină aia cutiuța de gloanțe și merge, să vedem ce mai puteți comandă. Băi, am cuțitul meu, ia-l pe ăsta înapoi. Ce ăsta cu aia? El era default, ăsta-i stiletul. Aaa, băi, ești nebun. Hai că-mi vine acum drona cu gloanțele, deși cred că pe Amazon cam întârzia, zice? Ce-i asta, mă? Nu știu, stai un pic să-mi vină gloanțele, gata, mă. Am găsit o tabletă. Da, păi poți să iei, să-ți faci upgrade și să, nu știu, nu știu exact ce faci cu upgrade-urile alea, n-am folosit niciodată prostia aia. Văd în puii mei că spawnezi rachete pe toată harta în puii mei și eu mor pe toți și câștigăm meciul. Băi, dar cum ieșim noi de aici? Asta e marea întrebă. A, uite-mă pe aici. Hai încoa, hai să facem kill-uri, chiar vreau să facem kill-uri, bă. Păi ți-ai comandat, mă, de-aia de gloanțe? Da, am și luat gloanțele, hai, am 40 de gloanțe. Hai să mergem să-i doborâm pe băieți. Hai că am și eu 40. E bun atunci, că mie dacă nu merge acum codul, o să fac urără de tot și fac o criză de epilepsie. Împreună, păi vină cu afrotiucule, hai că îl vă pun aici jos, care e singuratic și are... Oh, uite-l pun cu Dual Berettas. Hai că eu vin pe jos. Ba, merge imu, dar merge prost, unul e mort și cred hai, că... Yes. Vezi că e unul aici jos, să-l vezi? Da. Na, du-te tu și omoară-l pe ăla, că ăla cred că era squad-ul ăsta, ăla și o să vă dăm team wipe și am scăpat de doi. Eu cred că are mare hack asta, băiatul ăsta. De ce zici asta? Că mă cam știe. E, lasă, poate te aude, mă. Nu știi schema aia? Poate te aude, frate, ce? Băi, coaie, chiar avea hack? Da. Are spin-ul? Nu. Dar de ce ai făcut cap Shaggy, pula mea? De ce ai făcut ca Shaggy, coaie? S-a rugat Shaggy, ca Scooby-Doo. Nu pot să reproduc sunetul, dar ai făcut Nu știu cum ai făcut, nu pot să reproduc. Băi, așa chiar au hack. Ajută-mă, frate. Ajută-mă, frate, cu leafă. Ce leafă, mă, că îi omor pe toți. Păi le dau, le dau prin... Nu pot să fac nimic. Ia, omoară-l pe fraier. Gata, coi, am omorât pe amândoi. Vino și dă-le loot aici. Stai să vedem ce avea. A, avea nebunie de asta. Pump mine. Așa. Băi, coi, ai luat mai mult loot decât mine. Ești terminat. Vreau eu ăsta. Eu îi zic, ia, frate, știu de aici ceva. El vine și ia tot în puie mie de la două persoane. Omul meu n-are nicio milă. Hai că mai sunt doi aici. Hai că le dăm clean și la ăștia și o să mai avem 6 inamici în viață și atunci deja e ca și câștigat meciul. Deși na, să sperăm că el nu se aibă cod, ia uite, unu-i mort. Hai mă, brother, vine și tu. Doi morți, uite mă, așa se joacă, băi, Luke Danger, tu n-ai văzut? Așa se joacă, frate. Și după ăsta fii atent că facem schemă, că am eu o nebunie de-a mea. După ăsta mai băgăm încă un meci de Danger Zone, pentru că de obicei dacă ți-a dat rank-ul și mai joci încă unul imediat după, ești șanse să iei rank-up unul după altul, știi? Da, să facem și, adică să câștigăm. Că dacă ești pe locul 2 sau 3 nu mai e, dar dacă le câștigi pe amândouă consecutiv unul după altul, șanse să iei rank-up, știi? Uite, și-au comandat fraierii chestia acolo, hai să mergem repede. Bă, nu știu ce și-au comandat, dar eu zic să-mi iau, să ne luăm unul dintre noi SSG, că deja nu, o să înceapă... Nu, hai la chestia aia. Da, mă, dar o să înceapă, bă, vezi că cam stă pe noi Monte, mă, la omul cheamă Montern. Cam stă pe noi un pic așa, nu știu ce să zic. Păi uite, și comandă fraierul. Și-a comandat, dar o să mor acum. Unul mort. Ha. L-o mor și pe ăla, hai, mori, copile, mori, gata, mă, am doi morți, ține mi schid. Bă, ești nebun, ce easy meciul ăsta, bă, e prea easy, bă, băiatule, bă. N-au și ei un tech nou, stai. Vreau cum un tecno. Pe B și dai acolo pe A, mă. 1000 de dolari costă. Dar până să comanzi tu glanțe, eu cred că mă duc și le dau clean up și la ăștia alți coaie. Eu chiar sunt curios ce rank o să-mi dea. Nu știu de tine, băi, Liuc, dar eu chiar sunt curios ce rank o să primesc, așa că o să mă duc să dau un clean up. Mamă, ăștia sunt pe sub H. Mamă, Iliuca, gata. Fugi de aici.
Ține tu arma asta dacă Alert, vrei. incoming delivery. Lasă incoming delivery, coaie. Comandăm mai 1000 de dolari? Da. Comandăm și mie o de aia de gloanțe, te rog, că mi-am luat SSG, că l-am văzut pe unul cu SSG și ăștia cu SSG și e mai periculoși, coaie. Mai încă 1000, mai comandă încă una de gloanțe, ca să mi ajungă gloanțele, că SSG-ul oricum îți dă puține gloanțe la el. Așa. Bă, dar vreau și eu gloanțe, coaie. Păi da, coaie, dar ăștia dacă are la SSG și are și gata, cod. Gata, am comandat de toți banii gloanțe. Vreau așa, hai deci că mai am și eu. Încă două. Am mai comandat și eu una. Oricum avem cam tot, coaie, avem cam tot, nu mai avem nevoie de altceva. Hai să văd, pot să le iau pe la oare de aici? Mamă, are cod, coaie, cred că are cod, că stătea cam ciudat. Ai grijă, ai grijă, vezi tu, tu ai gen să-i vezi arma? Vezi cu prin wallhack arma ce are el? Nu, mai dă și mie de aia de gloanțe și aia. Păi, coaie, eu am luat doar una acum, adică. Tu ai luat două și eu una? Fu-te în gură. Asta o împărțim, două tu, două eu, hai, două tu. Băi, coaie, ești terminat. Coaie, ești terminat. Poți să-ți dau damage? Stai că nu știam că poți să-ți dau damage. Băi, unul cu e... Mamă, băi, coaie, ești ultimul ratat. Imbecil. Eu uite-l pe ăla, unde e? Îl văd, pe tocmai, hai, hai la ăștia, dar are SSG cu aici, dacă are aim ne-a da, vezi paralizat. Că a, n-are mă, hack. Un hit, două hituri, gata cu aia, l-am omorât pe ăla cu SSG-ul. Și am omorât și pe ăsta, la vezi că e unul acolo. Gata mă, bă, bă, easy bă, easy bă, băiatule bă. Și mai ești doi, hai să-i omorâși pe aia, unul-i sub pământ și unul-i la mama dracu. Du-te și omoră pe ăla de sub pământ și eu l-omor pe ăsta de aici. Că tu cred că ești la intrare acolo, nu? Bă, nu știu unde este. E acolo sub pământ cu tine, e acolo sub pământ cu aia. Ăsta e ăla de aici tu care are coduri, cred că, și că se cam învârte un pic. Ai, 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 coaie! Vezi să nu mori, vezi să nu mori. La fix, la fix, băi, băi, ai grijă, te rog eu, nu, 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 te, nu te lupta cu el, care, cred că are cod coaie. Sau chiar joacă așa de, bă, cred că chiar joacă așa de bine, mai stai și tu 7 secunde, vezi, vezi deasupra. Băi, bravo mă băia, băi, nu, furge, băi, coaie, vezi, omoară-l pe ultimul, omoară-l pe ultimul ca să iau ore în capul, că dacă nu-l omor, nu știu ce să fac. Ia SSG-ul și dă-i coaie. Păi coaie, dar uite-te și tu, nu-i sus, 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 du-te și dă, băi, dă-i loot, lasă. Și dă-ți hullshot-ul ăla, dă-i pe X și dă-i de două ori click. Dă-i încă o dată click, așteaptă și mai dă-i încă o dată acum pe X și, a, sau mai dă-i o dată click, așa. Să ai viață. Și du-te la ăla, că l-ai prost. Du-te la ăla, că chinezul ăla e prost, n-are nicio treabă cu jocul cu aia. Ăla cred că doar a campat. Are tableta în mână, are Glock în pui mei. Du-te și omoară repede, că n-are arme bune. Dar vezi, să ai grijă cu aia, te rog eu mult de tot, că dacă nu iau rencap, să-mi bat picioarele, mă rog, dacă doar ăsta mai e? Doar ăsta mai e. Dacă l-o omori, am câștigat meciul. Băi, cum, băi, dacă mori acum? Asta, nu, nu contează. Du-te, du-te, nu l-o omoară zona. Du-te pe el, mă, du-te pe el, dă-i rush pe el. Vezi, ai grijă, te rog eu. Dar nu vine până aici zona. Ai grijă, vezi că stă camp. Ai grijă, te rog eu mult de tot. Du-te pe el încet așa cu shift-ul. Cu shift-ul, coaie, că dacă n-are hex să nu te audă. Și vezi că are Glock. Două capete ăștia rupt. Băi, coaie, nu trebuia să faci asta, că acum știi unde ești. Băi, 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 băi. Bravo, bă, băi. Bravo, bă, Eliuoc. Bravo, Eliuoc. Am luat Timber, mamă, dar e praf Timberwolf-ul ăsta. Tu n-ai, nu ia, ai luat nimic. Ia, sunt curios cum i-am băgat ăla sub picioare. Ia, yeah, am luat Timberwolf, hai să mai dăm încă una, bă, dar arată fain așa totul cu galben, arată frumos, frumos, rău de tot arată. O fost el pro, a, ba nu mă. Bă, vezi că a fost cu capa aia, eu nu știam că are doar așa de puțin loc acolo, vezi că a fost super cu capa aia, mai băgăm una, poate, opa, am dat una peste microfon, mai băgăm una, poate fac și eu rank-up acum? Păi, dar ce ai făcut rank-up? Nu, mi-a dat rank-ul acum, am Timberwolf și acum, după urmă, acum la următorul s-ar putea să iau rank-up. Hai, cam dă-i play again acolo. Ai luat și drop, ai văzut? Te îmbogățesc, manule. Bă, băieți, am intrat și în cel de-al treilea meci, Iliuca, nu știu ce face, cred că s-a dus să facă cachițul la băiță, dar nu-i probleme, jucăm noi, bă, băieți, nu știu ce face, Iliuca, chiar nu știu, nu cred că s-a dus să se cațe, habar n-am ce-a făcut, eu mi-am aprins aici o țigară. Ceea ce mă va încurca un pic la episod, având în vedere că eu când fumez nu prea vorbesc, dar bă, băieți, puteți să vă uitați, asta o să fie un meci silențios, bă, băieți, nu o să vă mai disper. O să fiu ca ceilalți youtuberi așa chill, bă, tragem un fum. Și sperăm să se... Să-și dea asta elicopter, așa mă, gata. Bă, băi, dar avem o problemă, că dacă moare Ilie și eu ca prostul cum dau rush mor, ar putea să nu mai avem cum să ne dăm respawn. Băi, Iliu, că ești coaie. Respect YouTube, mamă, ne-a dat Bogdan mesaj, bă, băieți. Bă, fraților, nu uitați să intrați pe profilul meu de Steam, o să aveți link în descriere, sper să nu uiți să-l pun la edit, pentru că eu am doar profilele de link, profilele de link, am linkurile de la profilele vechi, dar... Dar trebuie să-l cam pun și pe ăsta de la Steam-ul nou. Mamă, am găsit armă în primele 20 de secunde. Bine, bă, băiatule. Am făcut și noi o treabă bună într-un meci, sunteți nebuni. Ce am vrut să zic? Că să-mi dați alu. Sper să nu uiți să vă las respect, Manule. Să scrie și noi mesaj. Respect, Manule, te pup. Te puo, i-am scris. Dar lasă, frate, că-l puo eu pe tot, peste tot îl puo eu pe el. Hai să mergem repede să-i omorăm, băieți, că știți că mie îmi place cu metoda rașului. Adică nu știu cum jucați voi Danger Zone. Chiar mă, ați putea să... Ia, Ilie, joacă măcar.
Bă, băieți, eu nu-l văd pe Iliu. Gata, mă, a revenit. A, gata, mă, a revenit Iliu, că mi-a scris unul, Bogdan, respect manule, salut YouTube, și am scris și una, păi, și mi-a trimis o inimioară. Vezi, mă, mă simt mândru față de abonații mei, că alți YouTuber nici nu răspund la abonați. Băi, coaie, mi-am luat de la Lac Norris, mare one tap, coaie. Nici n-am apucat să... Mamă, câte erori pe aici. Mhm. Tu unde ești? În ceruri. Ai murit? Da, dar mi-am dat respawn. Și o să-mi dau respawn fix în cealaltă parte a hărții. Ho, ho, ho. Mi-am dat-o lângă tine, respawn, glumesc. Băi, coaie, dar n-am nici... Oh, dar asta nu poți cu pumnii, asta poți doar cu băgamea și picioarele. Băi, coaie, auzi și tu bombe care bubuie în continuu? Da. Nu știu ce ați arătat, coaie, scamicaze. Cred că au venit, cred că suntem mumești cu hadi ăla de la mine din clasă, coaie. Cu arabul. Da, da, da. Mamă, câți bani am găsit, bine. Stai, mă, băieți, când ne luăm un, bă, nici nu știu ce să-mi iau, 5-7 sau PP Bizon, hai că-mi iau un PP Bizon. Și de restul, cam atât astăzi, nebun la cap. Tactical package de asta ar merge. Așa să cheltuim toți banii, așteptăm PP Bizon-ul, bă, băieți. Sperăm că o să fie și meciul ăsta o victorie, pentru că știu că tot timpul când mi-a scos rankul pe Danger Zone, am jucat un meci, mi-a dat rankul și următorul meci pe care l-am jucat și am ieșit tot pe locul 1, mi-a dat rank up. Și vedem dacă se adeverește mitul, bă, băi, pentru că dacă se adeverește mitul, ăștia care jucați fără hack-uri, puteți să faceți chestia asta. Așteptați să vă expire rankul, vă chinuiți să câștigați un meci pe locul 1 să vă dea rankul și vă mai chinuiți să câștigați un meci măcar pe locul 2 ca să vă dea rank up. Asta chiar ar fi o metodă șmecheră. Dar acum chiar nu știu dacă e adevărată sau nu. Băi, coaie, dar eu nu înțeleg. Alol, coaie. Eu acum am aprins că eu te văd acolo, gen sus, am chestia aia cu nord, nu știu ce, ca la PUBG, cu aia, eu mă tot uitam în cer după tine, că eu credeam că chestia aia gen mi te arată așa direct, știi? Băi, cu aia, sunt ultimul inapt, bă, băiatule, bă. Aoleo, avem un inamic aici, băi, stai să luăm gloanțe repede. Ăsta cred că e tot Lac Norris, la băgamea și picioarele în Lac Norris, cu aia. Uite-l ce cod are Lac Norris ăsta, futu-s gura, mamă ce l-am spart pe ăla și am dat și enemy squad eliminated. Futu-s gura, mătii, Lac Norris te cheamă pe tine, băi, băiatule. Of, doamne, avea mare cod ăsta, măcar n-am scăpat de el. De eu nu înțeleg, coaie, pe tine te enervează la mine chestia asta, că eu am coduri și mă plâng că-s codați pe CS? Mhm. Că au zis abonații că sunt foarte enervat când zic chestia asta, că și eu am coduri. Dar nu e adevărat, pentru că până la urmă eu țin cu CS-ul. Adică dacă s-ar băga un anti-cheat boost să nu mai pot să joc cu coduri, eu n-aș suferi, aș continua să mă joc legit, coaie. Sunt alții care efectiv nu pot să joace fără coduri, coaie, e imposibil. Eu am jucat jocul ăsta 6 ani fără coduri totuși, adică am experiență, aș putea spune. Deși acum dacă mă pui într-un meci la Silver, cred că mă bate ea de măcac pe mine, ești nebun la cap. Hai să-mi iau și o țigară, să mai drag câte un fum. Bă, ce mă celi aici, am dus să dau clean-up ca pe Mike. Mamă, mai știi video-ul ăla cu Minecraft de mi-ai dat tu de mascarea? Cu adevărata fața lui Raul. Da, 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 da. Când ai arătat că joc cu Huzuni. A, vezi că chiar jucam legit acolo cu aia, n-aveam Huzuni. Nu știu, bă, băieți, dacă știți video-ul ăla, dar mi-a făcut Ilie în 2015 sau 2016, nici nu mai știu, mare demascare, că joc cu coduri pe Minecraft și chiar jucam cu coduri, dar puie mie m-a demascat el. Eu știu ce cred cu aia, eu cred că ai vrut să mă apuc de YouTube și m-ai pus să pun toate videoclipurile pe privat, doar ca să nu mai existe videoclipurile da, pe YouTube. Da, cu aia, băi, și prozi nu se da seama. Băi, cu aia, sper că nu le pui înapoi pe public acum. Să nu mă demaște băieții că joc cu coduri. Tu îți dai seama, coaie, că eu aveam 300 de vizuri pe video, dintre care cam toate erau ale mele vizurile, gen eu efectiv dădeam refresh la pagină cu F5, știai chestia asta? Adică efectiv înainte, acum nu mai merge schema asta, că s-au băgat mai mulți algoritmi, dar înainte la YouTube, dacă postai un video și dădeai refresh la pagină în continuu cu F5, făceai vizualizări și eu mă duceam la școală și îmi lăsam auto boot de ăla ca să-mi dea F5 la pagină să fac vizualizări, coaie. Și de aia aveam eu like-urile și dislike-urile dezactivate la videourile dinainte, ca să nu știe lumea câte like-uri și dislike-uri am, că eu aveam 500 de vizuri și 2 like-uri în pula mea la video. Și tu atunci când m-ai demascat, practic m-ai demascat la cei doi abonații mei, coaie, că nu s-a uitat nimeni la mine, ești nebun la cap. Efectiv, vizurile alea 500-600 sau câte erau, pula mea, erau doar de la mine, că dădeam eu refresh, știi? Coaie, ce ai face să afli că acum fac fix la fel? Că eu n-am niciun abonat de fapt și că am 5.000 de conturi în puii mei, că am 60.000 de conturi, coaie, și că-mi dau like singur și că-mi comentez singur, coaie. Nu mai știu, dar știu că erau niște YouTuber români care își băgau boți pe live. Da, dar încă merge aia cu boții, dar nu știu care e faza. Oricum e nasol rău de tot, mi-a explicat. Am dat de un moldovean odată și mi-a băgat el vreo 3.000 de oameni pe live și după asta cu el în conferință pe Discord și mi-a explicat mai multe chestii cu boții. Și nașpa rău de tot, trebuie să cumperi proxy-urile alea la un moment dat, adică dacă ai cumpărat proxy-uri, nu ai vizuri pe toată viața practic la live-uri. Aia proxy-urile alea după un timp expiră sau nu mai merg, trebuie să cumperi alte proxy-uri și e și greu să faci rost de ele. Pui mei, multă bătaie de cap. Știi? Mhm. Deci, nu știu, băi, vine zona, coaie, bă. Bă, coaie, mi-am comandat dronul. Păi, vezi că vine, aoleos, doi aici, a. Unul mort și ăsta la altii low HP. Gata, mă, squad-ul ai, bă, ce le-am dat-o la ăștia, și cu țigara în mână, ești nebun la cap.
Bă, băiatule, am spar pe ăștia. Bă, dacă iau în cap, înseamnă că teoria mea... Băi, nu, sau ba, da, e mai bune în penouăle. Înseamnă că teoria mea s-a adeverit, băi, Liuc, dacă iau în cap acum. Înseamnă că chiar este adevărat. Că i-a pus, pot să-mi iau SSG? Pot să-mi iau SSG, ești nebun, ai că mi-a aștept SSG-ul și le-o dăm și... Bă, are încă unul SSG, vezi, ai grijă că dacă are coduri, ne-a spart. Dacă are coduri, n-avem nicio șansă și s-ar putea să aibă coduri. Cred că are coduri, că stă un pic chem. Ai grijă că s-ar putea să aibă coduri ăla. Mi-au venit gloanțele, ok. Stai, nu, te rog, nu lua gloanțele astea, nu le lua, că o să-mi vină SSG-ul. Bă, ecco, am crezut că mi le era ultimul terminat dacă mi le luai, să-mi bat picioarele, că trebuie să vină SSG-ul și la vine cu puține gloanțe. Așa, așa. Și hai să mergem, bă, băieți, să-l omorâm. Vezi că ăla s-ar putea să aibă coduri cu SSG-ul. Vezi tu pe ăla, Hudson, Huraganul? Și ăla s-ar putea să... Uite ce vine pe aici pe margine, mă enervează, mă, îmi crește tensiunea. Gata, mă, l-am omorât pe Huraganul ăla, să-mi bat picioarele în el. Și acum trebuie să-l omorâm repede și pe coechipierul lui, ca să nu-și mai dea Huraganul respawn. Deși nu cred că mai poate să-și dea respawn dacă mai e doar 4 în viață. Vezi că și coechipierul aici, omoară-l tu. Băi, Coaie, ești incapabil, te omoară ăla. Cu sold off-ul, Coaie, are sold off, are ultima armă de pe CS, Coaie. Coaie are ultim... Bă, își dă hull shot, Coaie... Băi, Coaie, de ce... Cum... Mamă, s-a sinucis. Coaie, tu ai văzut? Da. Coaie, s-a sinucis, săracu. Stai, mă, bă, parașuta de pe ce activ, ai zi repede că mă arunc. Nu știu. Na, m-am aruncat. În fine, bine că n-am... Băi, dar tot 4 sunt viață, înseamnă că s-a respawnat Huraganul ăla. Bă, mă, s-a respawnat Huraganul, băga mea și picioarele în el, Coaie. Vezi, du-te și omoară-l tu pe la kebab, ăla că eu l-omor pe Huragan. Că s-a respawnat prostul, băga mea și picioarele în jos și cu țigara în mână și nu pot să mă joc ca lumea. Of, băga mea și trebuie să-mi aprind o țigară înainte de meci. Omoară-l tu pe prietenul ăla că eu l-omor pe Huraganul. Uite-l aici, futu-ți Huraganul, mă, vino încoa. Vino încoa, frătiuc. Mamă, cum ar fi cu aia să se fie adăugat Overwatch pe Danger Zone și eu să dau ca prostul prin pereți în pui mie și după aia să-mi iau bani pe contul cu cuțit. Chiar mai văzut ce cuțit mi-am luat? Nu. Am tot Shadow Dagger, dar alt skin. Gata, da. În 14 secunde nu o să se mai am Shadow, nu, Arban Mask sau cum se numesc, cred că Arban Mask. Bravo, măi, Liuc. Nici bun, frătiuc, omoară-l și pe ăla la repede. Băi, Coaie, ți-am tras ție. Din greșeală, că am Imugen și pe coechipier. Gata, e bine, mă, băiatule. Hai să-i omorâși pe proștii ăștia doi, că pot să-și recupereze SSG-ul și nu o să fie bine pentru noi. Și am câștigat și meciul ăsta. Ce zici, băi, Liuc? Iau în capul sau saluti? Îl iei, frătiucu. Îl iau, frătiucu. Hai să vedem dacă teoria mea se adeverește. Că ăsta e sub hartă. L-am omorât și ăla la altundei. Omoară-l, că oricum nu mai poate să-și dea respawn. Când l-ai... Gata, mă, hai să vedem, mă, băieți, dacă am luat în capul, dacă se adeverește teoria mea. Și teoria mea, băi, Coaie, și-au bătut pula ăștia de la CS de teoria mea, n-am luat în cap. Băi, și chiar am crezut că merge teoria asta mea. Bă, fraților, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Din păcate, teoria mea nu s-a adeverit. Nu uitați să intrați pe profilul meu de Steam să-mi dați adus, să mai accept eu acum de la cereri. Că am, cred că la cereri de-mi sare capul, da, am 69 de invite-uri. Bă, jur că nu accept. O să le las doar așa, 69, glumesc, mă, băieți, hai să le acceptăm. O să le mai accept oricum și după episod. Bă, fraților, nu uitați să dați și voi acolo un like și un subscribe la acest videoclip. Facem 1000 de like-uri, cred că... Băi, Coaie, mi-am luat ban. Cum? Mi-am luat ban. Nu știi nou update de la CS? Nu. Dacă ți-ai multe reporturi pentru grif, îți iei ban. Și mi-am luat ban 24 de ore. Pentru ce grif? Efectiv, Coaie, dacă... pur și simplu, dacă vorbești cu toți cu echipierii tăi din echipă, să-i dea report de grif la altul din echipa adversă, lași a ban. Ok. A? Ok. Și tocmai ți-ai luat ban? Da, 24 de ore. Că mi-au dat proștii aia report, Coaie. Tare, ce să zic.